Știi ce-s curios eu? Tu aveai o situație bunicică și acasă. Ce te motiva? Știu că mulți fotbali joacă de foame, dar tu jucai super bine. Și relaxat. Și simplu, și relaxat. Nu a fost bunicică, a fost bună. Și de tare. Te rog frumos. Nu, am început ca și orice copil. M-am dus la fotbal pentru că tata a jucat fotbal, a vrut să vadă dacă am talent. A fost până la 15 ani în paralel așa, să vedem dacă merge sau nu merge. Știam un lucru, că trebuie să ajung fotbalist, să muncesc foarte mult, să fiu serios. Avea o vorbă taică-mea și are dreptate. Că tot timpul vedeam pe alții că se distrează, că ies în oraș, că merg, că fac, că drag. Și eu am zis, bă, poți să joci pe la 30 de ani și după aia să stai liniștit sau poți să stai aici, că tot aici găsești pe ăștia. Exact. Ei nu pleacă. Ei nu pleacă, exact. Excelent.